Salutare, sunt în Sibiu, în cartierul Magnolia. Am primit mesaj zilele trecute de la o prietenă care a mai donat în timpul celor 9 luni de pandemie, de criză. A mai donat haine, a donat alimente până cu soțul ei pentru oameni necăjiți și mi-a spus că are pregătit niște haine de copii. N-am găsit prieteni care să îi trimit încoace pentru că toată lumea este ocupată, vin sărbătorile, serviciu, așa că m-am suit în Logan și am plecat încoace. Împreună facem bine, împreună lucrăm pentru comunitate și este foarte bine să fim solidari, nu solitari. Singurătatea îți face rău, dar când lucrezi împreună cu ceilalți ca să faci bine, Dumnezeu îți oferă bucurie și energie multă pentru fiecare zi de viață care ți-o dăruiește. Nu uitați să vă bucurați de viață, de familie, mulțumiți lui Dumnezeu pentru fiecare zi și Dumnezeu să vă dea sănătate și bucurie.